Bună dimineața! Astăzi e duminică și meditația zilnică din Biblie este scrisă la Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetele de la 16 până la 19. Aici este scris: Vai de voi, povățuitorilor orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic. Și dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare? Aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic. Și dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare? Darul sau altarul care sfințește darul. Aceste cuvinte au fost spuse de Domnul Iisus Hristos și au fost adresate către farisei și cărturarii care aveau, din punctul de vedere lui Domnul Iisus, o învățătură greșită în privința la credință sau la lucrurile materiale care ei foloseau în lucrarea, în credința sa. Vedeți ce ziceau ei? Deci, este mai important darul sau aurul care este adus în templu decât templu. Este mai important darul care a fost adus pe altar decât altar. Din ce cauză? Deci, foloseau lucrurile materiale care erau și sunt importante pentru oamenii care locuiesc aici pe acest pământ, și valorează aceste lucruri. Dar Dumnezeu vorbește că nu sunt așa de importante lucrurile pământești decât lucrurile cerești. Nu sunt așa de importante lucrurile care noi prețuim și valorăm pe acest pământ decât lucrurile care sunt în cer. Domnul Iisus ne învață și ne vorbește că templul care este casa Domnului, locul unde noi putem să ne atingem de prezența Domnului, unde noi putem să ne închinăm lui Dumnezeu, sau altarul, sau posibilitatea să ne închinăm lui Dumnezeu, este cu mult mai prețios și valoros decât lucrurile pământești. Dragii mei, eu, din punctul de vedere, am observat că în România credința a devenit mai mult un obicei, religia a devenit mai mult un obicei decât o manifestare sinceră din inima noastră. Ce vrea să ne spună Dumnezeu în această dimineață? Că credința în Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, trebuie să fie sinceră. Nu trebuie să fie doar la sărbători sau doar la unele evenimente, la nuntă, la Crăciun, la nașterea Domnului sau la Paște. Nu este așa. Trebuie să fie în fiecare zi. Trebuie să citim Biblia în fiecare zi. Trebuie să avem un timp cu Dumnezeu în rugăciune petrecut în fiecare zi. Credința trebuie să fie vie. Lucrurile acestea pământești care avem, bani, mașini, apartamente, case, mai multe alte lucruri, poziții, autoritate, nu sunt așa de importante și valoroase cum este prezența lui Dumnezeu. Așa trebuie să fie. Vă binecuvântez în această dimineață, vă doresc o zi plăcută împreună cu Dumnezeu, să țineți minte că astăzi e duminică și să nu uitați să citiți Biblia. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă rog pentru voi cei care sunteți în România și în Brăila, Doamne, binecuvântează România. Doamne, binecuvântează fiecare persoană care aude acest mesaj. Doamne, te rog, atinge de inima fiecăruia, Doamne. Te rog ca viața fiecăruia, familia fiecăruia să fie binecuvântată. În numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh îți mulțumesc. Amin.